trilioane au folosit pentru a distruge Uniunea Sovietică. Și acum iar apar la suprafață comuniști. Dar asta e ideologie, eu nu înțeleg. Nu sunt capturari ca și voi câteodată, de multe ori. Eu am luat în astea, președinte, nepreședinte. Înțelegeți? Ideologiile nu se distrug, ele trăiesc veșnic. Dacă n-ați fi vorbit, ați fi altcineva. Dar tot în această ideologie comunistă ați fi păstrat, ați fi dezvoltată. Asta e ideologie, asta e inimă, e suflet, e cap, e gândire. Dar nu e procedură. Vă trecut, da, s-a terminat și așa mai departe. Partiduțile astea care stau să, cum să scoiesc în nas, cum făceau aceste trădători, cum să le numească, hai, nu te vede chiar așa în fața mea, așa te liniștoasă. Ne răzvrășeai, mușie. Da. Ei stau și gândesc de șunat cum să le numească partidele. Noi nu avem aceste probleme, nu de ce constă. Încă în denumire nu-i totul, dacă vreți să știți. Denumirii au fost diferite partide, socialiști și neocomuniste și alte. Problema că sunt aceia și stă după această denumire. Ce scopuri, ce oameni, ce vor să facă. Știți, eu când la echipa noastră, la început, încă 20 ceva de ani în urmă, dar în partidul anului ce s-a sărbătoresc 23 de ani, la 22 octombrie, le-am spus că вопрос даже по большому счету не в цвете знамени, а вопрос в руках того, вопрос в том, у кого в руках это знамя.